Au fost de vacanță. Amândouă au fost de vacanță. În Spania, în interes de serviciu, în Italia... Prima dată am ajuns în interes de serviciu. Da, în vacanță, nu cu serviciu. Am fost în vacanță cu soția și copii. S-au stabilit acolo și mi-a făcut și mie o invitație, a fost... Foarte frumos, foarte ospitalier, foarte drăguț și m-au impresionat foarte, foarte plăcut. Normal, fiind spanioli, latini, ne înțelegem mai bine, așa că... Am fost tratați foarte bine, deci ne-am simțit extraordinar. A fost ok, am fost tratat în regulă. Nu a fost bine și a fost la fel de bine primit și a fost la fel de bine tratat. Nu am simțit nicio diferență sau indiferență sau nu. Oameni sunt oameni peste tot. Și, Cât am fost eu în anii 90-99, nu am simțit, dar în 2002 m-am întors în Spania și am muncit în Spania. Da? Cu siguranță. Schimburile culturale ar ajuta să ne cunoaștem mai bine și noi pe ei și ei pe noi. Mă refer la acele reportaje care le-am tot văzut despre țiganii români. Țiganii români nu sunt tot una cu românii. Mass media n-are nicio treabă, sunt ca în fiecare țară, ca în fiecare loc, ca în fiecare zonă uscături și fiecare pădure are uscătura ei, așa că noi greșim sau fiecare. Categoric da. Pe ca să dea mass media spaniol o imagine urâtă, trebuia să găsească pe cineva, nu? Și ne-a găsit pe noi românii. Dar și presa și mass media spaniolă sau, mă rog, a țării respective încearcă să vadă numai părțile urâte și să împroște, da, cu noroi în cultura unei țări.